Bună seara și bine v-am regăsit. Suntem la emisiunea Eu vreau să fiu primar. Să știți că este penultima dezbatere electorală din această campanie la care participă candidații pentru funcția de primar al capitalei. Dați-mi voie să vă spun cine a fost invitat în această seară în studio și cine a venit până la urmă. Este vorba despre domnul Octavian Țâcu, candidat Partidul Unității Naționale. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Domnul Dumitru Țâra, candidat Partidul Popular European. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Doamna Lilia Ranogaeț, candidat Partidul Național Liberal, în această seară reprezentată de către liderul partidului, doamna Vitalia Pavlicenco. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Înțeleg că doamna Ranogaeț este la alte dezbateri, pentru că așa se întâmplă, că ne-au făcut deputații lege în așa fel încât să ne batem pe dezbateri în același timp cu toții, dar să sperăm că acest lucru, domnule Țâcu, nu oftați, că noi oftăm mai tare. Și să sperăm că ulterior această modificare care a fost făcută curând în lege va fi anulată și se va trece la un grafic cât de cât în regulă ca să reușească candidații să vină la toate dezbaterile, pentru că toți vrem să vedem cine candidează și de ce să-i alegem. Și atunci eu... Toate întrebările pe care mi le-am pregătit în această seară pentru doamna Ranogaeț, nu știu în ce măsură doamna Pavlicenco va reuși să răspundă la ele, dar să sperăm să vedem cât de bine își cunoaște doamna Pavlicenco candidatul pe care îl propune în această cursă Partidul Național Liberal, mai ales că nu este membru de partid doamna Ranogaeț. Așadar, aveți la dispoziție 9 minute pentru a răspunde la întrebări, un minut la final pentru a vă adresa alegătorilor. Aveți o rundă de discuții între domniile voastre, acolo unde vă puteți adresa întrebări și vă rog foarte mult să o faceți și să răspundeți la acele întrebări. De asemenea, avem întrebări de la domnul Vasile Botnaru, Radio Europa Liberă, și de la alegători. Iar la final, acel minut de care nu ne atingem, este minutul în care vă veți putea adresa celor de acasă, celor care duminică vor veni la urne să își dea votul. Așadar, domnule Țâcu, începem cu dumneavoastră. Aveți la dispoziție un minut pentru a ne spune ce calități vă recomandă pentru funcția de primar. Îmi spune Octavian Țâcu, sunt istoric de profesie și sportiv de performanță. Am fost în elita boxului mondial 8 ani de zile, fapt care mi-a permis să cunosc în profunzime domeniul sportului, dar sunt și un profesor universitar care am vari experiențe naționale și internaționale care mi-au permis să cunosc în profunzime sistemul administrativ și politic, iar de-a lungul timpului am susținut mai multe proiecte politice care am crezut că vor aduce o schimbare și cu regret lucrul ăsta nu s-a întâmplat. Fapt ce m-a determinat în ultima instanță să abordez cu multă determinare această candidatură la primăria orașului Chișinău și cred că în toate ipostazele în care am fost prezent am dat dovadă de curaj, în primul rând, caracter și profesionalism, mă refer și în ipostaza de șef de catedră și director de institut și președinte federat și ministru și acum deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Vă mulțumesc! Domnule Țâra, aceeași întrebare. Vă mulțumesc mult! Eu mă numesc Dumitru Țâra, eu am 43 de ani și locuiesc în orașul Chișinău toată viața. Am studii în economie și drept. Și toată viața mare mi-am dedicat-o activității de avocat. Am avut în cariera mea profesionistă o etapă de 7 ani de diplomație, în care am fost diplomat de carieră. M-am ocupat de UE, de Consiliul Europei și de regiunea Europei Centrale și de Sud-Est. Și ultimii 9 ani construiesc media. În mare, toată viața mea, în activitatea mea de zi cu zi, am construit sisteme care funcționează și azi, în afară de una din televiziuni pe care am închis-o, dar determinarea și motivația de a participa în această campanie electorală este, în primul și în primul rând, faptul că primarul municipiului Chișinău trebuie să fie un om apolitic, nu trebuie să fie un om care să reprezinte un anumit partid politic. Vă mulțumesc foarte mult! Vă rog să ne spuneți de ce doamna Ranogaeț are, ar trebui să fie votată. Ce calități are domnia sa pentru
care ar recomanda-o pentru această funcție? În primul rând, să spun că Partidul Național Liberal, în istoria sa, de 13 ani în a treia formulă, a avut 4 candidați la funcția de primar general. Din 4 candidați, un bărbat a fost și 3 femei. Ea este a treia doamnă care este candidat din partea PNL la funcția de primar al capitalei. Atunci când a candidat recent doamna Alexandra Can la legile parlamentare parțiale, ea a fost alături de ea și a ajutat-o și în privința programului și probabil s-a molipsit în sensul pozitiv de ideea și gândul de a încerca să candideze. Este o femeie tânără, căsătorită, 3 copii, familie fericită, a construit în sectorul privat foarte multe lucruri bune. Un prim articol despre ea, dacă îl căutați, îl găsiți pe internet, se spune femeia care a construit avioane în industria ușoară. Ea știe ce înseamnă banul privat și îl va prețui și pe cel public. Este o femeie de mare caracter, hotărâtă, poate lua decizii și asta este important. Este ambițioasă, în sensul pozitiv al cuvântului, da. Și eu cred că ca o primă încercare pentru chișinăuieni să mai votăm și o femeie, ar fi bine să o votăm pe Lilia Ranogaeț. Rămânem la dumneavoastră. Eu, să știți că am, documentându-mă, am văzut cam ce a declarat până acum doamna Ranogaeț și domnia sa a spus foarte clar că vine să facă ordine în Chișinău, nu politică. Domnia sa a spus foarte clar că nu are, eu știu, vreo problemă ca să voteze proiectele în Consiliul Municipal. Nu contează de unde vin și cu cine anume vor vota. De asta, pe dumneavoastră, am vrut să vă întreb dacă, adică în ce măsură doamna Ranogaeț vă reprezintă ca formațiune politică? Vreau să vă spun că în timpul acestei campanii electorale, care iată se sfârșește, doamna Ranogaeț a cunoscut o metamorfoză foarte mare. De la faptul că spunea că se uită cu scepticism la obiectivul nostru unionist, acum spune că e mai unionist decât toți. Și în acest sens, cred că cel mai important este ca să fii tolerant, să accepți mai multe puncte de vedere, inclusiv ale concurenților, ca să nu spun inamicilor politici, dar, într-adevăr, ea consideră, ca și noi, că în Republica Moldova și la primărie s-a făcut prea multă politică și mai puțină gestiune corectă și administrare modernă, legală. De aceea, noi o vom ajuta pe ea, ca reprezentant al PNL, în lucrurile bune și o vom sătui, știe să-i țină cont de sfaturi, iar acolo unde poate, într-un fel, va încerca sau va greși și ne va reprezenta mai slab sau mai puțin, vom discuta și vom ajunge la un numitor comun. Vă asigur, metamorfoza este foarte bună și ne reprezintă. Da, mă bucur. Domnia sa a raportat... Chiar a spus că vrea să intre în partid. Domnia sa a raportat pentru ultimii 2 ani venituri de 220.000 din salariu, dar și dividende destul de generoase, 12,3 milioane din chirii și din acest brand de haine din industria ușoară. Aș fi vrut ca să o întreb despre mașina dumnei. Nu mă îndoiesc că își poate demonstra, eu știu, proveniența banilor din care a luat, dar are o mașină care mi-a tras atenția. Este o mașină care costă 2 milioane de lei, a cumpărat-o cu 100 de mii de euro și o întrebam de ce o mașină atât de scumpă, dar bănuiesc că dumneavoastră nu puteți să ne răspundeți. Eu am un răspuns la toate întrebările. Vă rog, știu că aveți, dar aș fi vrut să o aud pe dumneai. Dragă Lorena, e mai bine omul să spună sincer și cinstit. Adevărat. Atunci când nu are probleme cu statul, cu inspectoratele fiscale, adevărat, cu legea, ce a făcut și ce a cumpărat, da, decât să aibă mașini scumpe și să le să spună puțin bani despre ele. Nu. Eu în această mașină n-am mers cu ampia mea și care e pe butuci, dar abia merge mai gâfâie. Bani la partid ca donații Lilia Ranogaeț n-a făcut, dar își asigură campania electorală prin fondul electoral, da, cu sprijinitorii ei. Deci e totul ok, da, și ar fi bine ca toți fii ca ea. Da, vă mulțumesc foarte mult. Mergem la domnul Țără. Eu zic să nu stăm, sigur că să încercăm să răspundem cât mai repede ca să reușim cât mai multe întrebări, pentru că mai avem acea rundă de discuții între dumneavoastră și n-aș vrea să intru peste timp. Dumneavoastră sunteți din 2017 membru al Consiliului de Integritate al Agenției Naționale de Integritate. Da. Ați fost desemnat de către societatea civilă.
Acum am o întrebare. Cum ați reacționat dumneavoastră atunci când Ilan Șor a obținut certificat de integritate pentru a candida la alegerile parlamentare și care a fost poziția dumneavoastră? Înțeleg că Consiliul de Integritate e altceva decât Agenția de Integritate, dar totuși. Da, Consiliul de Integritate are alte competențe. Adevărat. În cadrul ședinței care au urmat acelui, hai zic, certificat eliberat, pentru că nu era vorba doar de certificatul domnului Ilan Șor, era vorba de două certificate, nu mai țin minte care... Da, mai era cineva din nord care până la urmă, exact. Omul acela avea probleme, da, acela până la urmă a avut probleme, dar Șor a fost omul care a meritat să intre în campanie și să candideze. Noi în cadrul Consiliului am discutat acest subiect și noi am cerut, am solicitat de fapt președintele Autorității Naționale de Integritate să vină cu un răspuns și cu raport în sensul ăsta, ce înseamnă sau ce a însemnat acest certificat. De fapt, certificatul era eliberat, sau explicația pe care am primit-o era că certificatul era eliberat de către Autoritatea Națională. Ca ultimă instanță, informațiile erau solicitate de la ASP și de la, nu mai știu, de la Centrul cu Date cu Caracter Personal. Dacă dumneavoastră vi s-a părut în regulă acest nu lucru? Este în regulă. Noi am avut poziție în sensul ăsta. Bine, poziția mea personală era clar că ambele decizii se băteau cap în cap, se contraziceau așa, în mod firesc. Bine, nu aș vrea să zic că e unicul caz, sau, pentru că nu e unicul cu siguranță, da. Dar în partea ce nu e unicul caz, care de fapt cumva satisface condițiile formale, dar nu le satisface nici pe cele morale măcar, și inclusiv cele formale sunt foarte interpretative. Da, pentru că dumneavoastră, ca să ajungeți din urmă pe doamna Pavlicenco, mai aveți să mai câteva secunde. Nu, vreau să vă mai întreb ceva și cu siguranță veți avea un răspuns scurt, sau poate nu. Ce relație aveți cu Vlad Plahotniuc, căruia i-ați vândut Publica TV? Pentru că eu vă întreb asta că, nu știu, a fost doar o relație trecătoare de afaceri, ați luat banii și ați plecat, sau păstrați relațiile? Și de asemenea să-mi spuneți, pentru că n-am văzut în declarațiile dumneavoastră anterioare, cu cât ați vândut Publica TV. Mie mi-a scăpat acest lucru, poate că ați menționat undeva, dar mie mi-a scăpat acest lucru. Eu sunt, în spiritul întrebării, o să răspund de asemenea. Da. Eu sunt de orientare tradițională, de asta nu am nicio relație cu Vlad Plahotniuc. Uh-huh. Cred că, per total, ne-am văzut de 7 ori, inclusiv de 5 ori. Dar eu nu v-am întrebat și nici nu mă interesează relațiile dumneavoastră intime. Păi, exact. Eu vorbeam acum despre relația pe care o aveți cu Vlad Plahotniuc. Nu am o relație cu domnul Vlad Plahotniuc. Deci ne-am văzut de 7 ori, dintre care 5 ori în contextul negocierilor pentru Publica TV. Am înțeles. Mai de ună zi era cineva aici, un candidat de la Partidul Democrat, care zice că a dat mâna o singură dată și omul acela e în partid de o viață. A avut noroc și fericirea, poate. Și cu cât? Cu cât ați vândut Publica? Cu cât am vândut Publica este un secret comercial. Vânzarea Publica nu se regăsește în declarația mea, pentru că s-a vândut compania, nu s-a vândut televiziunea. Deci o găsiți în compania care a vândut compania care deținea Publica. Da, este, nu avem când, mergem mai departe. Da, un pic. Mergem la domnul Țicu. S-a plictisit aici așteptând. Domnule Țicu, imediat am ajuns tot și la dumneavoastră. Când îi se dai cu stânga, cu dreapta. Cine? La box. Da. Domnul Țicu a anunțat, domnul Țicu, la 18 septembrie că va candida la funcția de primar al Capitalei. A luat prin surprindere până și colegii care spun că nu știau dinainte acest lucru. Iar ca la box. Iar la 20 septembrie ne-a spus că s-a înțeles cu PUN. Întrebarea este, atât de repede au avut loc discuțiile sau înțelegerea cu PUN de fapt era mai devreme și ați anunțat-o atunci? N-a fost nicio înțelegere, nu e nicio conspirație, nicio conjurație. Am ieșit pentru că n-am acceptat semnarea acordului cu socialiștii. Ruptura s-a produs în momentul în care Țurcanu a fost ales la CC, am spus-o clar, că eu voi pleca. Știau dinainte că voi lua opțiune unionistă, indiferent de partidul pe care voi alege. Iar discuțiile care le-am avut cu PPR și PLDM și PUN m-au dus la ideea că cea mai bună opțiune pentru mine, pe care nu o regret, și o spun asta franc deja după 3 săptămâni în care am avut o echipă,
a fost bunul pentru că, primul rând, îl cunosc pe domnul Șalaru din Guvernul Liberal, am fost ministri împreună. În al doilea rând, pentru că este și, un partid... Și echipa din CMC vă reprezintă? O să vorbim despre asta. Deci, în al doilea rând, pentru că este președintele Traian Băsescu, care este pentru mine o autoritate politică înainte de toate, și este un partid care îmi reprezintă identitatea românească și eu, ca un român și om care a pledat întotdeauna pentru integritatea celor două state românesc, m-am găsit firesc aici. Așa, vă reprezintă lista din CMC? Lista de la CMC este o listă care a fost făcută împreună și, apropo, vreau să vă spun că căutările care sunt în listă trebuie să fie extinse și să vă uitați în totalitate la listă. Asta este o primă remarcă. Cu suspiciuni și bănuieli eu nu umblu. Eu știu că domnul Anatol Șalaru a făcut campanie anti-Plahotniuc în timpul parlamentarilor, da. iar Partidul Unității Naționale a ținut blocul acum, inclusiv pe mine la Ungheni. Deci nu este o chestiune... Da, colegii din platforma, da, spun totuși că ați ajuns în Parlament pe lista acum și nu ați câștigat circumscripția. De aceea vreau să vă întreb pe noastră, considerați că aveți vreo datorie față de colegii din acum, morală sau... Nici o fel de datorie, din contra... Eu la Ungheni am luat aproape 10.000 de voturi, cu 1.000 mai mult ca partidul. Eu sunt cel care am tras blocul și oameni ca mine din societatea civilă au dat consistență și integritate celor două partide care și-au asumat, este adevărat, rolul, dar în sport, ca și în oricare alt domeniu, sinergia unui rezultat nu sunt parte la componentele lui. Trebuie să mergem înainte și să înțeleagă cei de la acum că PUN-ul și alternativa mea la Chișinău este un colac de salvare inclusiv pentru blocul acum, care în această cârdășie cu socialiștii s-au complicat foarte mult. Da, vă mulțumesc foarte mult. Mai am întrebări, sper să reușim să mai adresăm din ele, dar în acest moment vreau să vă anunț că în fiecare rundă de dezbateri discutăm și despre problemele cu care se confruntă capitala. Astăzi aș fi vrut ca să ne spuneți ce soluții concrete aveți pentru ne referim la o problemă care este destul de acută și este vorba despre podurile rutiere din capitală, care sunt un pericol pentru securitate. Și vreau să vă întreb ce soluții clare aveți și dacă ați făcut niște calcule, dacă în timp cât v-ar lua și cu ce ați începe, da? Referindu-mă la acest capitol, bineînțeles. Începem cu domnul Țăcu, vă rog un minut. Bine, problema drumurilor este una capitală, dincolo de poduri și pasarele, pentru că noi nu avem capacități de construcție. Unicele care s-au făcut sunt acele poduri care la Răscrucea de la Soroca și care cu adevărat au fost făcute de alții. Nu avem un buget care să permită acest lucru. Eu aș pleda mai mult pentru îmbunătățirea drumurilor și lucrările de întărire a celor existente, iar pe parcurs, reieșind din situația bugetară, desigur să construim niște poduri. Cel mai important este cel de la Tabacica, așa, care îl știm toții că îl trec eu de foarte multe ori. Și această Răscruce de la Albișoara, care complică foarte mult acest trafic de la Ciocana, gara de nord spre Rășcani și așa mai departe. Niște calcule ați făcut? Nu am făcut calcule, pentru că calculele vor fi făcute de echipa care este profesionistă și care cu siguranță am va înțeles. Avea răspuns. Vă mulțumesc, domnule Țăra, aceeași întrebare. Un minut. Eu o să continu ideea. În principiu, calculul la momentul dat nu pot să existe și nu pot să faci. Prima chestiune care trebuie făcut o evaluare a caracteristicilor tehnice care sunt la moment cu aceste poduri, ce se întâmplă cu ele. Mai mult ca atât, chiar podul de la Viaduc are niște probleme și au fost semnalate pe parcursul acestui an. Ceea ce trebuie făcut e clar de făcut o evaluare, în primul rând, care este starea lor, de văzut o listă a priorităților, unde trebuie de intervenit în primul rând. Doi, trebuie ajustat și abordat altfel bugetul municipiului, pentru că bugetul municipiului are de zeci de ani practic aceeași structură, ceea ce este incorrect, pentru că prioritățile noastre ca orășeni se schimbă, prioritățile orașului se schimbă. Da. Respectiv, aceste priorități trebuie schimbate. Și firesc, exact cum spunea și colegul, cele mai de criză
sau podurile care sunt într-o situație mai critică trebuie fortificate în primul rând pentru a asigura securitatea oamenilor, după care de văzut în ce măsură putem să intervenim și care da. Este măsura de intervenție. Vă mulțumesc foarte mult, aceeași întrebare. Eu vreau să spun candidata noastră stă zi și noapte, calculează, faci, scrie, îmi trimite atâtea documente. Așa că are probabil calcule și aici, dar poziția mea este următoarea. La noi așa se întâmplă până nu opățești, nu te trezești. Și tare mă Doamne ferește. Să nu se întâmplă Doamne tragedii ferește. Ca să deschidem ochii, deși consider că după ce s-a întâmplat în Italia, cazul ăsta tragic, am impresia că și în România, dar și în Republica Moldova, s-au întors fața spre această problemă legată de poduri. Și eu cred că aici, de fapt, ce ar trebui? Mai puțin clientelism, mai puțin cumătrism, mai puțină corupție și în acest sens, dacă ar fi o componență a Consiliului serioasă care ar putea, într-adevăr, să fie unită și să solicite sprijinul în primul rând al României, al altor state, cred că s-ar găsi și bani și plus efortul nostru sincer apreciat de partenerii occidentali s-a rezolvat și aceste probleme. Dar sigur că aceste probleme se rezolvă cel mai bine atunci când faci unirea, faci un plan de dezvoltare acestui teritoriu. Vă mulțumesc foarte mult pentru... Pe domnul Țicu nu l-am întrebat. Dumneavoastră sunteți unionist? Domnul Țicu e alături. Pe domnul Țicu, da, l-am întrebat. Pe domnul Țăra nu l-am întrebat. Eu sunt patriot al Republicii Moldova. Am înțeles. Pentru că tocmai voiam să spun că ar fi fost 3 unioniști în studio. De toți am numărat 5, am impresia, în campania aceasta. Asta e motivul de ce eu stau în mijloc. Sau mai mulți, da, chiar mai mulți. Vreau să spun că totuși președintele partidului a spus că e partidul unionist, că cea mai scurt cale e mesajul nostru PNR. Bine. Prin unirea cu România ajungem în Europa. Acum vreau să dau... Eu nu mai este președinte. Aia nu schimbă politica partidului. Vreau să dau starter de discuții între domniile voastre. Am trecut ușor spre această rundă, am intrat deja în ea. Aveți la dispoziție, cred, sper să ne încadrăm în 2 minute jumătate, ar fi fost 3, dar e puțin, timp în total, așa că vă rog foarte mult, doamna Pavlicenco, întrebare pentru domnul Țâra, întrebare pentru domnul Țicu, vă rog să răspundeți și după aceea întrebări înapoi către doamna Pavlicenco. Am cunoscut foarte bine pe tatăl Dumitru Țăra, l-am întrebat ce opinie are taicu-su de această carieră politică pe care o începe. A spus că nu e politică, el vrea să fie așa mai departe de politică, dar să vedem. Întrebarea mea este... Eu am ceva în răspuns. Da, întrebarea mea este... Primarii ăștia din Chișinău, de la noi, mereu se plâng că nu se înțelege, că guvernul nu-i ajută. Iată și Iuri Leancu a fost premier. Cum credeți, de ce există, dacă există această ruptură dintre guvern și conducerea Chișinăului? E o întrebare și un subiect mult mai complex și are câteva etape, în esență. Municipiul Chișinău, eu am o cu totul altă viziune legat de poziția și funcția de primar general al municipiului Chișinău. Eu sunt ferm convins că primarul municipiului Chișinău nu trebuie să fie un om care să reprezinte vreun partid politic, trebuie să fie apolitic. Bine, trecând prin legislația Republicii Moldova, practic este imposibil. Exact din motivul în care legislația nu permite, sau nu că nu permite, dar creează toate condițiile pentru ca această funcție să fie votată anume prin prisma votului pentru partide politice, avem toată situația asta în Chișinău. De asta nu se întâmplă legătura între primarul general și guvernul Republicii Moldova. Am menționat și săptămâna asta, avem problema gunoiului foarte gravă, care eu cred personal că în afară decât cu suportul guvernului nu poate fi rezolvată nici în municipiul Chișinău, nici în toată țara. Primarul municipiului Chișinău ar trebui să fie poate chiar membru a guvernului, pentru că totuși vorbim despre capitală. Așa a fost cândva și a fost exclus, ne amintim când era Urechean primar, el era membru în guvern. Întrebare pentru domnul Țicu, vă rog. Da. Domnule Țicu, nu știu cum de asta, dar mie nu prea-mi plac toate banerele astea unde se fotografiază Maia Sandu sau Zinaida Greceanu cu candidații lor. Eu cred că ori e deficit de personalitate la cei care candidează sau care e problema. Eu nu știu dacă și dumneavoastră vă trebuie Băsescu să vă lăudați, că el e turnat o securitate. Cunoaște acum, așteptăm cărteli, ca să-ți sper să nu supere doamna Box, dacă spun asta. Dar întrebarea mea este alta. De ce să mă supăr, nu înțeleg? Vă rog. Asta e o glumă, n-ați înțeles? Deci întrebarea mea este, dumneavoastră cum credeți? Unioniștii din Parlament s-ar bucura că acum în cele 4 circunscripții să vină în Parlament unioniști pro-români? Sau nu?
Eu cred că da. Și este loc pentru o platformă parlamentară extinsă. Deja s-a consolidat un trio, așa că... Dar sunt mai mulți unioniști și inclusiv în blocul acum, inclusiv la DA, în Partidul Democrat. Cu domnul Băsescu n-am făcut nicio poză. Eu cred că am suficientă reputație și integritate să câștig singur primăria orașului Chișinău. Așa că... O replică. Da. Exact cred și eu așa. Și de ce vă sfătuiesc, mai ales cu trecutul? Convingerea mea este cea care am spus-o și partidelor politici, că eu am un mesaj pentru România de a privi această tentă unionistă nu prin prisma sectarismului de la București, dar prin prisma deci instituțională a statului român cu partidele politice de factură unionistă. Asta este abordarea mea politică față de partidele politice de la București. Replica mea este că într-adevăr așa este, exact ați avut și noi prin Consiliul Unirii, dar uitați-vă că totuși cu Băsescu este o problemă și punul miros a prevalat de asta și nu e bine. De ce? Pentru că iată acum se formează un nou guvern, trecea nu pus condiția. Nu ne trebuie un partid cu un securist în frunte. Așa că eu vă sfătui să nu faci sața pentru că în felul ăsta dumneavoastră vreți să... Nu, dar acum eu vorbesc. Când termin eu vă ascult. Vreți într-un fel punul ca să pună umbra alte partide unioniste, iată Băsescu. Băsescu a venit și a dezbinat. Vă place sau nu? Acum... Asta este. Sfatul meu este, aveți suficient personalitate, vă cred sincer ca să nu vă mai prevalați de un securist la București. Poate o luați consider pe doamna Pavlicenko. Eu am vrut să economisesc timpul, de fapt. Domnul Băsescu e cel care a condamnat comunismul în Parlamentul României, a integrat România în Uniunea Europeană, a dus cutul NATO și a extins legea de cetățenie. Vă rog să aveți respect. Asta e puțin. Întrebare pentru doamna Pavlicenko. Vă rog, domnule Țucu. Eu am venit în această campanie să lupt împotriva binomului Năstase Ciobanu și a diferitor penal și reprezentanți, cum ar fi Cebotar, Chertoacă, deci Deacov și Climenco și față ceilalți candidați nu am întrebări pentru că le respect decizia de a intra în campanie, pentru că într-adevăr nu s-a făcut nimic până acum. Dacă domnul Țăra are întrebare către doamna Pavlicenko. Eu de asemenea nu am întrebări față de colegii mei. N-aveți nici față de domnul Țăcu? Nu. Ok, în regulă. Pot să explic. Eu am. Pot să explic. Sigur că puteți, e timpul dumneavoastră, sigur. Deci toată campania și toate dezbaterile, noi am discutat despre fișa de post, obligațiuni și responsabilități ale primarului și a Consiliului Municipal. Cred că a fost cea mai informativă campanie pentru cetățenii Republicii Moldova. Da, doamna Pavlicenko zâmbește pentru că dumneavoastră n-a participat la acele dezbateri, însă doamna Pavlicenko am văzut că ușor și-a ridicat mingea la filiu, dumneavoastră, candidând pe o circumscripție, l-a întrebat pe domnul Țucu dacă n-ar fi bine ca unioniștii să vină să... Am făcut apel pe Facebook. Da. Doamna Bogza, vreau să vă spun care e problema. Într-adevăr, un grup parlamentar unionist în legislativ este necesar. Ar pune foarte mult presiune pe binomul Năstase Dodon sau cum e acolo cu fusta acum și mai departe. De ce este necesar? Și am vrut să aflu public răspunsul domnului Țăcu. Să știți că întrebarea mea era de ce nu a ajuns în Parlament nicio formațiune care se declară unionistă, pentru că până acum am avut, da, ține minte cu toții, de la independență încoace a fost câte unul care a spus că este unionist și se declară pentru unirea României cu Republica Moldova. Asta este prima dată când în Parlament nu avem o astfel de formațiune. Eu v-aș îndemna să reveniți la dezbaterea legată de primărie. Asta este o întrebare la care chiar aștept un răspuns, pentru că chiar vreau să știu de ce. Da. Ce credeți? De ce s-a întâmplat asta? Eu am răspuns de câteva ori și am să mai spun acest lucru. Este foarte simplu răspunsul. Entitățile plecate din PLE trebuie să se readune, entitățile plecate din PLDM să se readune, împreună să se unească și atunci va fi o platformă euro-unionist sau doar unionistă puternică. Da. Și atunci se mai uită, vorbesc cu PNL sau nu. Noi suntem primul partid statutar unionist. Sincer, am participat la toate discuțiile unde am fost invitați și am invitat și noi, dar din păcate... Capacitatea de a ajunge la o înțelegere este... Dar sunt și vinovați întotdeauna. Pentru că noi în blocul Unirea discutam, erai pe la spate, zic, discut cu unul... Așa, cu ne-ați aveți cel mai puțin timp. Haideți acum să mergem mai departe. Domnul Vasile Botnaru, director Radio Europa Liberă Chișinău, așteaptă să adreseze întrebări candidaților. Domnule Botnaru, bună seara! Bună seara! Vă rog să adresați întrebarea pentru doamna Pavlicenko.
Doamna Pavlicencu, candidata dumneavoastră a declarat că conducerea statului sau activitățile statului trebuie să fie ca și în business. Dumneavoastră sunteți politician prin definiții și aici am impresia că aveți mari contradicții, pentru că oamenii din business știm foarte bine, uneori spun că banii e numeroasă și nu contează de unde iei. Și nu întotdeauna să merg pe căi ortodoxă. Ori dumneavoastră sunteți omul convingerilor. Aici cum s-a întâmplat dacă ajunge primar? Domnule Bătnaru, vă mulțumesc pentru întrebare. Noi suntem liberali. Regret foarte mult că unioniști și liberali la primărie, de fapt, au compromis și liberalismul și unionismul. Doamna Radoncaiț este un om de afaceri cinstit, care consideră că, într-adevăr, totul trebuie să faci cinstit, ce investești trebuie să iasă rezultate și ar fi bine dacă și în politică una s-ar spune și exact același lucru s-ar face. Dar, din păcate, în politică una spune, alta se gândește, adică una se gândește, alta spune și a treia se face. Iată aici este diferența și ea vrea să fie și în politică să fie clar. Iată, de exemplu, eu nu sunt de acord cu poziția domnului Țirea care spune că să nu fie primarul din partea partidului. Și atunci cui îi cer răspunderea? Așa la fel și la guvernare. Vin partide, își asumă program, au făcut, n-au făcut, dar nu așa. Trec din alte partide și se spală, se mânjește răspunderea. Deci trebuie să fie o răspundere clară, ce ai promis, ce ai făcut, ori explici de ce n-ai făcut, ori explici cine n-a fost de acord cu tine, solicit ajutor să fii convins și felul ăsta să fie foarte clar ce îți asumi și ce faci. Doamna Radoncaiț așa face în business și eu cred că abordarea ei este corectă. Vă mulțumesc, domnule Botnaru. Da? Pentru domnul Țăra? Da, vă rog. Domnul Țăra, eu ce am apucat cel mai recent îndemn al dumneavoastră, oamenii să voteze împotriva tuturor. Asta înseamnă că nimeni dintre cei care sunt în competiție în afară dumneavoastră, firește, nu merită acest post? De ce, da? Da, mulțumesc. Mulțumesc mult. Nu este vorba de merite, este vorba de toate promisiunile mare a partidelor care au fost făcute și nu au fost îndeplinite. Asta este unul. Doi, acei doi lideri de campanie care stau pe panou și așteaptă acest vot de compromis din 20 octombrie, care este o chestiune absolut inadmisibilă, faptul că ei nu participă în dezbateri și nu au opinii pe care le exprimă împreună cu colegii săi de campanie, pentru că bine, unul e mai deștept decât altul, dar fiecare cu problemele lor. Da, eu vreau să trezesc acest vot împotriva tuturor, vot care să exprime clar poziția socială a cetățenilor împotriva partidelor politice care mint. Asta este răspunsul meu. Am înțeles. Și atunci nu se alege primarul. În fine. Bine, nu se alege primarul odată, nu se alege a doua oară, până oamenii se vor trezi și vor înțelege că trebuie să voteze un om integru. Un om care să se bată pentru oamenii din orașul Chișinău. Nu care să meargă, să fugă la partid repede și să întrebe sfaturi și alte chestiuni. Eu vorbesc despre oameni care într-adevăr iubesc acest oraș. Iubesc nu doar orașul, dar iubesc oamenii din acest oraș. Eu vreau să vă zic din start, acest vot împotriva tuturor nu a fost o idee de campanie din start. Eu am pornit o idee foarte pozitivă și diferită. Păi și dumneavoastră atunci de ce candidați din partea unui partid? Că asta nu mi-este clar. Asta a fost o opțiune legală, legală, pe care am folosit-o pentru că aveam prea puțin timp ca să colectez acele 10.000 de semnături care în afară de felul în care legislativul a decis legat de dezbateri cum se vor întâmpla, acele 10.000 de semnături este practic imposibil să le colecteze în 19 zile. Și avem nu doar cazul, mă rog, al lui Ruslan Codreanu, dar cu siguranță este absolut imposibil să realizezi. Deci statul favorizează partidele și impune impedimente dreptului meu de cetățean să merg independent în această campanie. Da, vă mulțumesc. Domnule Botnaru. Domnul Țicu, eu ezitam ce să vă întreb. Știți foarte bine că oamenii vă reproșează că nu jucați pe termen lung unde de la un polițian să cere totuși compromis. Dacă n-ar fi făcut compromis, de exemplu, Ghimpu,
și el spunea de ce o trebuie să fac compromis ca să nu lasă pe mâna socialiștilor. Și multe compromisuri, iată, dacă nu se făcea compromisul ăsta Plahatniuc, nu era să fie forțat și așa mai departe. Vreau să vă întreb, dumneavoastră, aveți totuși limite pentru intransigența asta care probabil vine și din sport în mare parte? Eu sunt om de echipă atunci când regulile de joc se respecte, atunci când regulile de joc nu se respecte, într-adevăr, dar nu este o condiție doar de sportiv, dar și de intelectual și de foarte multe ori condiția asta de moralitate pe care o am nu-mi permite, într-adevăr. Da, dar politica este arta posibilului, da? Și dar dacă fără compromis... Dar și a imposibilului. Bun. Acum există o perspectivă de durată pe care o să o iau în considerare, pentru că eu m-am așezat pe un pilon ideologic care mă reprezintă și eu sper foarte mult că după și în contextul acestor alegeri și după aceste alegeri vom reuși consolidarea unui pol pro-european și românesc care va avea o prezență de durată în politica moldovenească. Am înțeles. Apropo de asta, chiar eu sunt curios că ăsta e test pentru societate. Iată, domnul Țira propune un test, dumneavoastră propuneți alt test. Să vedem dacă societatea e pregătită. Apropo de București, are problemă. El acum, și nu doar acum, dar acum mai ales, se întreabă cine e de fapt interfața de la Chișinău pentru unioniști. Este... Asta e de actualitate sau se va rezolva? Se rezolvă prin purgatoriu de la 20 octombrie. Acolo alegătorul va decide cine este omul pe care poate conta și poate miza și eu cred că acest lucru trebuie luat în considerare. În rest, așa cum știți, eu nu sunt un om care mă angajez într-un proiect dacă nu am siguranță, iar atunci când lucrurile nu merg cum trebuie, bat clopotele și o fac prima oară la Europa Liberă. Domnul Țicu, cu PLDM-ul v-ați angajat cu tare mult suflet și acolo n-ați avut prea multă siguranță. PLDM-ul nu, niciodată. Niciodată n-a fost. PPM-ul. A fost PPM. Cu PLD-ul, PPM-ul și nu, a, zic și în guvernul PLDM-ului. Nu, nu, n-a fost guvernul PLDM, a fost o propunere a guvernului Leancă. A fost o propunere, nu, este o greșeală. Deci este o propunere. Și acolo nu era foarte sigur terenul, dar este a fost o propunere a Partidului Liberal pentru Ministerul Tineretului și Sportului, pe care eu pot să reprezint pentru că este pâinea mea, cum v-ați duce dumneavoastră ministru la jurnalism. Asta e o chestie firească. Nu, eu nu mă duc acolo, e mai mare dezastru decât în sport. Iar, ca să știți că eu m-am sprijinit de diferite partide politice pentru a da jos oamenii care nu au respectat democrația și statul de drept. Eu știu că oriunde se duce Țicu acolo să-și pună mâinile în cap și trebuie să pună mâinile de boc. Domnul... Deci oamenii își asumă riscurile când se gândesc să mă angajez. Domnul Țicu spune acum că s-a lipit de partide pentru a da jos pe cei care trebuiau să fie dați jos, da? Dar așa, până la urmă dumneavoastră nu ați acceptat tandemul acum Partidul Socialiștilor, da. Și uitați-vă că în urma acestui tandem a plecat Plahotniuc. Nu este chiar așa. Deci... Spuneți-mi cum este. Acest mareaj a avut un scop foarte bine definit, să-l debarcheze pe Plahotniuc, după care să facem alegeri corecte, libere pentru cetățeni, pentru că acest parlament nu era nici liber, nici corect. Semnarea acordului din 16 septembrie este o continuare a unui, încălcare a unui acord care a fost semnat la 21 februarie. La 21 februarie s-a spus clar, cei care semnează cu Dodon, Plahotniuc și Șor trebuie să-și depună mandatul. Deci sunt cel care n-am semnat și n-am acceptat. Prin urmare, alții trebuie să-și asume acest lucru. Înțeles. Domnule Botnaru, vă mulțumesc mult pentru participare. Mâine seară ne vedem pentru ultima rundă de dezbateri. Să sperăm că vor veni și candidații. Vă mulțumesc. Și eu și chiar le doresc succes tuturor. Da. Pentru că toți luptă în cât pot de onest și asta e admirabil. Da, vă mulțumesc, domnule Botnaru, pe mâine seară, acum că tot ne-am referit la, eu știu, traiectoria domnului Țicu, ca să fie mai scurt și să fie mai clar, înțeleg că chiar aveam această întrebare, că următorul partid cu care ați vrea să colaborați ar putea fi un pic sceptic atunci când ar începe o colaborare cu dumneavoastră. Ați început în 2013 colaborarea cu Partidul Liberal, care v-a propus la funcția de ministru al tineretului în guvernul Leancă. Ați renunțat la mandat. Mai departe, nu intrăm în detalii, de ce ați anunțat atunci că s-a furat, că se fură, că așa mai departe. Am fost debarcat din cauza
faptului că PLR s-a lupt de la Peleș și PLR a fost scos la guvernare. Da. În 2015 ați fost ales consilier raional în Ungheni pe lista blocului lui Iurie Leancă, se numea atunci blocul electoral lung. Ați renunțat la mandat după 2 luni. Nu v-a plăcut? Mai puțin de 2 luni. Nu v-a plăcut cum s-a făcut coaliția tu acolo. Acum, deputat pe listele acum și ați renunțat la mai face parte din fracțiune, rămânând deputat. Așa este. Uh-huh. Și toate, practic, de peste tot ați avut o opinie separată, ați făcut tot posibilul ca să nu mai vă integrați în echipă. Povestea gogoașei. Și întrebarea este, credeți că următorul partid, bine, PUN-ul acum demonstrează că totuși se poate colabora cu dumneavoastră, doar că n-am văzut ce se întâmplă după 20, dacă ați fi fost ales, care era colaborarea mai departe cu PUN-ul? Asta este o întrebare, sigur că retorică, pentru că nu așteptam un răspuns. Dumneavoastră mai aveți exact atâta timp cât să răspundeți. Dar vă rog o replică, pentru că puteți. Foarte scurt. Da? Deci eu episodic am susținut anumite proiecte politice, dar identitățile mele profunde sunt cele de sportiv de performanță. Eu merg în orice club din lume și am respect și ca și intelectual. Prin urmare, deci l-am sprijinit pe Leancă pentru a-l da jos pe Filat. Până la urmă l-am dezavuat pe Leancă pentru că era omul Plahotniuc. Am susținut acum pentru a-l da jos pe Plahotniuc. L-am dat jos pe Plahotniuc. Acum susțin PUN pentru a-l da jos pe Dodon. Este o chestiune simplă. E clar. În rest rămân Octavian Țâgu, care o știți dintotdeauna. Vă mulțumesc că în acest moment am ajuns la întrebările pe care le au alegătorii pentru candidați. Dumneavoastră, acum? Da. Vă spun cât aveți, 1 minut 09, vă rog. Mă strădui repede. Sper să nu sufere domnul Țicu. Doamna Maia Sandu a apărut nu știu din niciunde și a crescut. Acum domnul Țicu a apărut într-un fel și parcă crește și e cel mai bun. Acum vreau să spun așa ceva. Eu îmi pun întrebarea și am pus-o pe Facebook. Ce e mai bun? Acel care nu greșește niciodată? Sau acel care greșește de atâtea ori și după asta se trezește și deodată devine erou? Asta e cazul domnului Țicu. Nu știu pe cât e de corect. Mie mi se pare că lumea greșește și se va dezamăgi. Acum am spus un lucru care îl pot supăra pe domnul Țicu, dar am să spun ca să-l audă toată lumea. Tare, ca să știm. Mă îngrijoresc că noi, nu aveți timp. Noi trebuie să le știm pe toate. Acum lăsați-mă. Domnul Țicu a fost invitat de un prieten de-al meu și eu am avut discuții cu el ca să vină președinte la PNL. Dumnealui a spus atunci că a avut proiecte. Noastră mai aveți 16 secunde. Dar nu mă încurcați acum, că îmi furați. Păi da, dacă mi-ați furat acum. Păi spuneți-mi, doamna Pavlicenco. Nu. Eu deja terminam, dacă doamna mă lăsați. Doamna Pavlicenco, vă rog, dați înapoi cronometrul la secunda 15. Doamna Pavlicenco, eu termin. Dumneavoastră mai aveți de răspuns la întrebări din partea alegătorilor. Din minută. Și aveți spun. Minutul de final. Eu deja terminam. Vă rog. Domnul Țicu a spus că a avut proiecte finanțate de Soros și nu poate merge la un partid naționalist, cum e PNL. Acum mă bucur că a înregistrat succes și a devenit unionist. Problema este să-l credem sau nu. Eu îl respect foarte mult pe domnul Țicu, dar unele probleme nu pot e să nu le amintesc. V-ați consumat timpul de tot, da. Chiar ați ajuns la minutul de final. Va trebui să răspundeți la întrebarea alegătorilor din minutul de final. Îmi pare rău, asta este situația. Iar domnul Țicu cu siguranță are o replică și iar va intra și dumnealui în minutul... N-am replică. Nu? Dacă okay. Întrebările de la alegători, vă rog foarte mult. Haideți să vedem întrebarea pentru doamna Pavlicenco. O spune, da sau nu. Am o întrebare pentru Lilia Rarugaiț. Când ați fi și la noi... regulă, la stații de autobuse, să nu ne ploaie, să fie curățenie. Unde s-a făcut, s-a distrus. Vă rog. Când o să votați o femeie primar. Întrebarea pentru domnul Țâra, că doamna Pavlicenco nu mai are timp. У меня есть вопрос для Дмитрия Цыра. Вот многие у нас деревья уже много-много-много лет имеют ветки такие сухие. Когда их приведут в порядок? Почистят или выкорчуют, посадят новое? У меня очень foarte scurt. Вот împotriva tuturor. Atunci. Așa, înțeleg că acolo ați desenat. Da, sigur, eu umblu cu markerul. De 2 zile umblu cu markerul. Așa, deci nu... voturi, mai bine vot pentru femeie. Doamna Pavlicenco, vă rog. Deci nu e un tatuaj, nu e veșnic, e temporar. Am înțeles. Gata, acesta este răspunsul. Pentru că dumneavoastră aveți să... timp. Da, aveți un minut timp. La dispoziție okay. Pentru a răspunde la această întrebare. Un minut pentru un răspuns, da, așa avem.
Da, pentru că, domnule Țăra, dumneavoastră mai aveți 48 de secunde, deci, în afară partea, de minutul okay, de final. Ok, am înțeles. Deci partea cu ceea ce ține de înverzirea orașului sau crengele care sunt și nu doar crengele, pentru că asta sunt chestiuni care trebuie... Oraș Chișinău, pentru că este într-o situație de criză totală, nu ne se pare că el este foarte murdar din cauza că el este gri, în primul rând. Din cauza că toate, sau mă rog, crengele, gunoiul și așa mai departe se află pe străzi, crengele se rezolvă simplu. În momentul în care noi să mai măturăm cu mături din crengi și o să avem o abordare și o atitudine serioasă și profesionistă față de orașul Chișinău și municipiul Chișinău în general, se va rezolva și problema cu crengele și cu toate celelalte. Vă mulțumesc. Întrebarea pentru domnul Țicu. Am o întrebare pentru Octavian Țicu. Când se va rezolva problema cu construcțiile ilegale în oraș și cu anexele? Este un răspuns care iese din prima mea conferință de presă. Eu am spus foarte clar că problema este lipsa de adoptare a planului urbanistic general, care ar integra și suburbiile, pentru că asta înseamnă foarte clar, deci, parcelarea și segmentarea orașului, unde se poate și unde nu se poate. În Chișinău există circa 500 de construcții ilegale care la moment nu pot fi demolate pentru că nu există un regulament de demolare a construcțiilor neautorizate. Iar corupția care există în minister, în primărie, a stimulat deci acest concubinaj între mafia imobiliară. Prin urmare, deci avem nevoie tocmai da. De această Vă mulțumesc abordare. Foarte mult. Rămânem la domnul Țicu. Am ajuns acum la minutul de final. Vreau să văd, domnul Țăra mai are 9 secunde, așa că cred că putem, acele 9 secunde trec la minutul de final. Puteți să le transferați pentru domnul Ceban mâine sau cine vine și nu vine. Așa. Domnule Ceban, mâine seară aveți 9 secunde de la domnul Dumitru Țăra. Așadar, rămânem la domnul Țicu, vă rog, domnule Țicu, minutul de final. Prieteni, suntem într-un moment foarte important, iar angajamentul meu pentru Chișinău este unul politic înainte de toate, pentru că eventualitatea acestei cârdășii dintre Dodon, Ceban și Năstase va duce la pierderea orașului Chișinău în favoarea unor grupe de interese care se acopere de raționamente geopolitice. Eu sunt un om care mă cunoașteți și m-am remarcat întotdeauna prin intransigență, caracter și curaj în abordarea problemelor și funcțiilor pe care le-am avut și cu siguranță vă pot spune că ceea ce voi face la primărie vă va reprezenta într-adevăr această determinare în exterminarea deci tuturor problemelor legate de corupție, o primărie transparentă, o primărie care să ia în considerare experiența marilor orașe europene și una românească, pentru că spre asta trebuie să mergem, iar votați împreună cu mine și echipa de consiliere a Partidului Unității Naționale, pentru că, contrar stereotipurilor, fără un consiliu municipal favorabil, nu poți adopta decizii. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Țăra. Mulțumesc. Dragi cetățeni ai municipiului Chișinău, votul de compromis care ni s-a impus și anul trecut și de data aceasta pentru socialistul Ceban și, după cum am mai zis, veșnicul ex deja în toate funcțiile Năstase, ne-au furat 20 de ani din viață, din tinerețe și ne fură din viitor. Eu știu că orașul Chișinău are curaj să se opună partidelor politice, are suficientă ingeniozitate și înțelegere să voteze un administrator și un manager pentru oraș, o persoană apolitică. Eu vă îndemn să nu vă temeți să votați împotriva celor care nu vă reprezintă. Vot împotriva tuturor! Mulțumesc, doamna Pavlicenko! Eu reprezint pe Lilia Ranogaiț, care într-o emisiune la UTV a spus că ceva nu înțelege între național și liberal. Vreau să-i mulțumesc domnului Țicu, l-am rugat cândva și mi-a făcut un articol pentru blogul meu, în plan istoric, și a fost foarte bun și l-am trimis Lilia Ranogaiț. Sper să ajungă consilier și împreună să colaborez. Dar sigur că în aceste alegeri, să recunoaștem, nu toți vor să fie primari. Și măsoară ratingurile, unioniștii, neunioniștii. Mai se mai întâmplă că nu vin să discute, mai ales cei de la guvernare, care este o sfidare pentru populație. Spun toate astea pentru că oamenii să gândească foarte bine ce fac. De multe ori cred că îi votează pe ei noștri și că încolo de ei sunt ai lor.
De aceea, eu vă invit să ieșiți la vot, să încercați să mai votăm și o femeie, pe Lilia Ranogaiț, care este o femeie de succes, o femeie de caracter. Și dacă ceva nu vă va plăcea, să veniți la mine, că eu am să vă dau răspunsuri. Votați Lilia Ranogaiț, votați Săgeata, votați PNL, votați o femeie de caracter. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc pentru participare la dezbaterile de astăzi. Nu ne vedem încă o dată în această campanie. Vă doresc succes. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că ne-ați urmărit și în această seară. Mâine ne vedem pentru ultima rundă de dezbateri, la care sperăm foarte mult să vină Ion Ceban și Andrei Năstase. Nu i-am văzut în această campanie nicăieri. Sperăm că vor veni să, să le putem adresa niște întrebări, să vedem și noi ce vor să facă acești candidați. Vă mulțumesc încă o dată. Pe mâine seară, o seară liniștită vă doresc.